Mobilizare masivă la Crevedia. Peste 100 de jandarmi au fost trimiși pe câmpurile din Crevedia pentru a căuta bucăți din cisternele care au sărit în aer în timpul exploziilor devastatoare de sâmbătă seară, soldate cu 3 morți și peste 50 de răniți. Marina Filimon ieșea acolo și ne aduce ultimele noutăți. Bună ziua, Marina! Bună ziua, Andreea! Într-adevăr, noi ne aflăm chiar aici, la locul căutărilor jandarmilor. Cred că au fost peste 100 de jandarmi care au descins căutări, ce au trecut de jumătate de oră, au luat centimetru cu centimetru din câmpul din spatele meu, unde se află și cisterna care a explodat în noaptea de la Crevedia. Ei bine, aceștia au căutat bucăți din cisternă, întrucât o mare parte dintre bucățile sărite dintre acestea au fost aruncate la distanțe de 300 de metri, chiar pe acoperișul unei clădiri de aici, din apropiere, dar și la un kilometru distanță. Astfel, aceștia au căutat în amănunt detalii care ar putea ajuta și servi la ancheta care încă se află în desfășurare. Au căutat chiar butelii posibil aruncate la distanțe care ar putea produce din nou explozie, întrucât localnicii din zonă trăiesc permanent cu un șoc. După cum am spus, am vorbit cu o mare parte din ei, am spus chiar și în jurnalele trecute, aceștia se tem practic să mai locuiască în casele care până de odinioară erau locul lor, căminul lor în care își dezvoltau activitățile de zi cu zi. Ei bine, în acest context amintim și faptul că s-a confirmat de dimineață și al treilea deces, vorbind despre un pacient care prezenta răni pe o suprafață de peste 95% din piele. Acesta a decedat, astfel avem confirmarea că până în prezent sunt 3 decese, 2 pacienți în prezent sunt în stare foarte gravă. 12 dintre aceștia au fost transferați la spitalele din afară. Bineînțeles, cu mențiunea Ministrului Sănătății că vor fi transferați doar acei pacienți care au șanse de supraviețuire. În prezent au fost externați peste 20 dintre aceștia.